A venit timpul să exclamăm Japonia, să ne dăm cu mașinuțele. Salut, sunt Aurel, bine ați venit la un nou joc pe Una Games. Astăzi încercăm Forza Horizon 5. Păi, nu mă pricep prea mult despre el, dar aveau să învăț. Am dat un pic câteva curse pe acolo, am ceva mașinuțe, așa că să trecem și anume la treabă. Am cred că vreo 11 mașini în garaj. Am făcut rost și de căsuță unde m-am schimbat, mi-am pus acolo o cămașă, niște pantaloni, niște astea, casa Bela, da? E băiat un nene acolo, casa lui e casa așa mea. O să învățăm împreună, să zic așa, despre ce e vorba așa în acest frumos joculete. Îl încerc cu gamepad-ul, pentru că o tastatura încă nu m-am băgat, e puțin de jucat aici. Vreau să fac un ping de tuning la mașina asta, pe care de la început, race, ne crește viteza, asta i-am pus, aici ne crește viteza, ne scade off-road-ul, dar nu o băgăm ne prea mult pe off-road, pe asta o băgăm mai mult pe asfalt, ne scade și asta, asta este tot de, hai să punem toate pe racing, avem ceva bunți acolo, mai dat și pe la roată, pe asta, racing. Deci să vedem un picuț că asta e deja instalat. Asta instalat deja. Ia să vedem pe aici ce mai putem instala, să ne dăm și noi un pic tot de racing. Bă, ne scade off-road-ul, dar nu o să băgăm pe asta la off-road. În schimb, ne crește viteza, asta e important. Băi, inițial am vrut să iau jocul. Este una de surprize pe care vi le-am pregătit pentru luna noiembrie. Vă spuneam eu că, bine, probabil că una o știți că va fi și anume Farming Simulator-ul. Da, ăsta ce este tot... Băi, îi pun totul pe racing, tati. Deci, sunt trei surprize mari. Una este Forza Horizon 5, una este PS22. Și una este surpriză, va apărea zilele astea și surpriza care este surpriză, da? Să zic așa între ghilimele. Asta e Race Intercooler. Băi, asta scade tot, dar în schimb îmi crește viteza un picuț. Hai mă să-i pun și pe asta. Avem pe acolo ceva bănuți. Am mai avut ceva bănuți, dar mi-a dat un BMW și cum face românul, a băgat banii în, tot banii în BMW. Asta sunt frânele pe aici. Ia să vedem. Astea sunt blocate încă. Dar uite, în schimb ne dă... Hai să ne punem asta de sport. Suspensii. Am băgat toți banii, n-aș ce vorba, m-am jucat pe acolo. Asta o ridică un pic. Uite, îi dă puțin la off-road, dar îmi scade pe asta la... Băi, trebuie să ții prin cont cum o faci. Dacă o faci pentru off-road, dacă o faci pentru... Puțin cam complicată treaba la mine. Ia să vedem aici ce ne dă. Aici cu boxe, cu ce se face, nu ne treabă. Asta scade greutatea, în schimb ne pune... Ne crește greutatea, în schimb ne dă siguranță ceva. Hai să ne punem șasiul de asta de... Asta ce mai e? Asta deja e băgată. Bun. Pe aici ce mai este? Ia să vedem pe aici. Transmisia. Mamă, ne scade tot dacă punem pe asta. De 7 viteze. 7 trepte. Asta câte trepte are? 10 trepte. O, hai să punem pe asta cu 7 trepte. Să fie cu 7. Asta dacă îi pun... Băi, sper să-mi ajungă banii. M-am luat pe acolo niște bănuți. Am mai făcut și 2-3 curse. Nu e problemă. Asta e de sport. Asta e de... Race, așa tati. Ce mai e pe aici? Asta am pus-o? Asta nu dă nimic, ai deja ai pus ala. Mai departe. Asta ce face aici? Asta poate să-i pune deck body kit ăsta? Dar ne coboară un pic pentru... Las-o așa, asta nu mai facem. Cred că am pus tot ce trebuia pe ea, nu? Zic și eu, nu știu acum. Nu știu ce am făcut pe aici. Și aș mai putea să mai fac eu, deci îi dau, ia să vedem cât a costat coșul, 38.000. O, apoi am vrut 200 și ceva de mii, nu e problem. Cum îl, așa tati, îi dam plata frumos, elegant. Nu, le-am băgat, nu? Sper că... Și acum vreau să-i fac, install setup, așa tati. Bai 38.000, acum, așa tati. Salvează și am băgat tot ce am cumpărat acum pe mașină, o facem frumos, elegant. Mai am pe acolo câteva mașini de simpatice. Băi, aș putea... mă interesează un picuț. Încă sunt la sunt la început cu jocul. Uite-mă aici, așa tate. Îi dau o coloare frumoasă, tate, și ia să vedem aici. Ia să vedem aici. Putem să schimbăm așa. Neagră. Nu, albastru ăsta. Mamă, cum lucește albastru ăsta. Dar mi se pare mie că puteți să pun și aici. Ceva de genul.
Eu îl place și mai mult cu verde. Da. Uite pe asta. Gata, tati. I-am dat aici și îi spunem să salvez pentru... Așa, tati. Salvează. Așa, și acum să ne dăm o tură cu mașinuța, vedem care e treaba. I-am pus eu acolo. Sunt și foarte multe curse cu mixt și pe asfalt și pe astea. Plus că poți să te plimbi așa oricând pe unde vrei, faci skill-ul pentru mașină. Ia uite, ia. Vezi acum ce mă dau eu cu... Ia. 26, 26 Iona, numărul de mașină. Ia uite cum se aude. Auzi, mamă, ia uite, mă, ține, mă, au. Ia uite, ia. Japonia, tati, Japonia. Acolo numărul este 26 Iona. Iona, știi la ce vine? 26 vine de la ziua mea de naștere, ca să nu mă întrebați în comentarii. Da? Trebuie să iau pe aici undeva. Ia uite să înfige, bă. Au, parapetul. Un pic de frână, mai pune și noi? Mai pune, tati. Mamă, iau ce să duce, iau ce să duce mașinuța mea, tati. Ia uite, dăm pe autostradă. Max, băi, da, m-am pus eu acolo cu fața, că trebuia să vă arătă, în așa se duce în 200, ia de maxim cât e, 213 la oră. Cam subțireanu, dar nu e problemă. Să cunoaște când o porjez, aude. În a șasea când o țin. Dacă trebuie să pun o cutie aia mai mare, dar... Nu e problemă. Ați? Ia, hap. Mă scuzați. De emoții. Au! Dați un pic așa, să țin și o frână apă. Sunt pe gamepad și e până învăț un pic de ce e vorba în ăsta, mai dau și un pic nasul pe la băieți pe acolo, mai îi ciocăresc un pic. Că na, ce să faci? Ia, ați. Mamă, deci... vă spuneam eu undeva la început că inițial n-am vrut să... Adică am vrut să cumpăr jocul, după aia am zis că nu mai cumpăr. Și am avut un dirty pleasure, să zic așa, în momentul în care am văzut ceva videoclipuri cu jocul. Și am văzut acolo, mă scuzați, am văzut acolo Porsche Carrera, tati. Și mi-a să aminte de începuturile mele în game areală cu mașini, când jucam NFS 5 Porsche, tati. Deci, ăla a fost momentul în care am zis, îl iau. Și nu regret că l-am luat, pentru că e... Ia că nu cere aici. Solo, tati. Solo, unul Sherry, era reclama, da? Deci nu ne băgăm cu altă lume, că noi suntem încă mititei, da? Eu plus că am ediția standard, nu am alea cu VIP, oricum nu prea pe așa prea mult la joc, mai am de învățat. Ce am jucat eu pe Forza Horizon, a fost 4, am jucat un demo, deci n-am asta, deci mai am multe, să zic, de învățat, să văd despre ce e vorba. Și asta cu... Vine ploaia? Ia uite-l ea! Follow me, pici șap, imediat vine băiatul! Păi stai, mă, mi-a pregătit mașina să vin cu mașina aia, jmecheră și... Așa, tati. Oh! Vine acum băiatul, mă scuzați un pic. Mamă, să învăț un pic cu mașini să fac de-alea, drifturi de-alea, dar nu prea încep eu la drifturi. Ia. Ceva de genul așa mi-a să fac, dar eu îmi scap mașina. Ia. Au. Welcome. Ce-a făcut ăla? La stânga, nepul. Hai da, tati, hai da. Turbo. Mamă, deci la efecte și la astea jocul e belea, tati. Jack Straits lining at the clouds and rain will fall.
Ops! Vă scuzați un pic. A început ploaia. Mai luăm un pic și pe parapet așa, nu e problemă. Până văd să facem noi driftul de-alea ca la raliu, așa, să iei curba cu prea de mână. Am încercat, dar nu știu cum să le fac. O să mai învăț eu, mai trag eu. Mamă. Mamă, mamă, vine ploaia, tati. Ia. O, ce a început să tragă. Opa. Opa. Hai că vizităm un picuț. Și acum ce să fac aici? Să găsesc avionul la Ramiro? Pentru beaconul de radio, să fac poze la statuia nu știu care, să găsesc... Hai pe aici, să vedem. Oh, am rupt un gard. Stai că acum e numai cu mașinăuță, e cu... Cum văd... Ia, scotăm pe aici. Uite, bă, templu de alea de ce asta, de alea de maiași, de ce să vedem. Păi și pe unde găsesc eu? Să ies de aici? Văd că arată ceva acolo cu roșu. Aia o fi? A, nu te stai. A, uite, în față. În față e una. Hai că mă ajută, că dă ca la... Dă ca la proști. Ia tatăl aici. Ce-o pe aici pe-n față, văd că este. Ați? I think I found just the place for that radio beacon. Acum, așa, acum pune... A, așa, gata, tati. Am pus antena radio. Mamă, ce ploaie! Auzi? Atât? Mai departe. Aici trebuie să intru, văd că mai e ceva acolo în față. Ia. Pardon, mă scuzați. Pe unde mă urc? Mă duc pe aici sau care e treaba? Ia. Văd că e aici sus o de-asta de... A, uite, pe... A, urc pe aici. Aaaa... Ce mă duc pe aici? Mamă, ce... A, aici e ieșirea de... Nu, 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 nu. Mai am de făcut aici treabă, să fac o poză la statuie, să fac o poză la statuia de aur. Încă nu plecăm. Văd că aici în față e ceva. Hai că s-a oprit și ploaia. A, pot să urc pe asta? O să urcăci pe templu? Ia să vedem. Aaaa, adevărat! Ia uite mă ia! Op, stai să nu... A, am luat și ceva bănuți. Păi și unde e... O să de aici? Deci am mai găsit o chestie, mai am de făcut o poză la statuie și să fac o poză la statuia de aur și la statuia de... aia lui Jad. Uite aici în față ceva. Ia să vedem. Undeva, dar... Pe unde e tati asta aici? A? Uite o statuie. A, dar nu mai știu cum era cu modul foto. A pus pe P, dacă e putasatură.
poza ta statuie la... A? Și cum o focus? Dau enter, nu contează. A făcut-o și pe asta. Enter. Nu? Asta vezi poza, nu vreau să vezi poza. Da. Stați un pic așa că m-am prins un pic, e o rechelină asta. Dar în schimb am făcut și poza. Asta e important. Și mai am făcut o poză la... La ce mai am făcut poză? La statuia lui... Ăla, statuia Jad ăla, sau ce? Statuia de Jad. Unde e tati, bă? Poți să văd pe hartă dacă este? Ia să vedem. Poți să văd pe hartă unde este și anume statuia asta? Nu mi pare. Sau trebuie să ies de aici? Văd că nu apare încă statuia. Ajutați un caz de asta, unde e poate statuia de Jad sau ce e asta? Mamă, deja asta cu căutări, cu cercetări, cu astea deja m-a pierdut. De nu... Pardon, mă scuzați. Păi pe aici... Gata? There you are. Right. Let's push on to the coast. The storms can be bad, but the ancient peoples of this region knew the value of the rain. Oh. Ce a făcut bobiță? Să pregăsesc că... Ia. Mamă, mamă, deci ești cu o povesteală pe aici puțin, un pic, ne plimbăm un pic. Scuzați, din greșeală. Can I see those photos? What? Now? Yes, I want to see. I really want to see them. Au, au, au. Trebuie să... Conduc pe aici prin dumneavoastră ce vreau. Okay, that one was very close. Go yeah, yeah. Faster, please. Oh, 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 oh. Hai mă, că am ieșit la asfalt. Așa, tati. Ia. We're through the worst of it now. Tulumi's just around the corner. Welcome to beautiful Tulum. We made it. Oh, am ajutat Tulum. No thanks to the weather. You're right. But these beaches look beautiful now. Oh, cu plaje, cu alea, la, la. Stai așa. Gata? Un pic emoționez. I think this will be the perfect spot. I think you're right, my friend. A dat ceva puncte acolo, uite, mamă, 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 să învârte, să învârte, ce-i să... Ce se învârte aici? Buf, ia acum, buf! Mi-a dat mașină? Mamă, ce mașină mi-a dat! Facem o poză. Și punct de experiență e bine. Mă apropie de level 8. You made it. Am reușit. Ramiro, no?
No, 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 no. Gata, tati. Frumos. Deci. Welcome to Horizon Apex. Ready for my road racing program? Dai că ne alăgăge ca primire aici la Apex program. Gata? Băi, nu e un pic cam complicat, trebuie că nu poți să salvezi, să te întorci. Trebuie să joci înainte, deci o dai prost rău cum faci, trebuie să duci înainte. Ați văzut și voi, ne-am făcut poza cu statuia lui pește. Nu mi-a... Here are the events I've set up so far. This is what I've been waiting for, my friend. Now I get to see what you can really do. Oh, apoi tocmai de eventuri pe care participăm, să facem rost de, și anume de bănuți. Da? Să facem curse și alte chestii. Asta este... Hey, Winter. Hearing your name a lot lately. Whatever you've been doing, keep at it. We've got big plans ahead. Hey, Winter. That is a Horizon Mexico festival outpost. Arriba! Build some more? Ce bucurie, hey, pe mine aici. That's it. It's time for an adventure. E timpul pentru aventură, tati. It's not all about expansion. We also want to build our existing outposts with bigger race programs and more events. Expeditions into the unknown or new adventures in our own backyard. Da, bun, cam asta este frumosul joculețe. Da, am făcut aici o misiune cât de cât, o să mai fac aici curse, o să mai facem episoade. Este, v-am spus, pentru mine un joc nou și de-abia aștept să mai descoper, să văd pe ce e vorba. Avem mașina pe care am tunat-o la început, n-am fost-o decât așa să le plec pe stradă, dar mai am acolo mașinuțe, le mai tunez, le mai, astea mai fac un rost de bănuți și mai ne jucăm. Da, cam asta este toată șmecherea cu acest frumos joc. Bun, cam atât pentru asta. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, eu sunt Călduros, salut!